istoria batalionului 21 vânător de munte, supranumit Viperele Negre, se scrie chiar în aceste momente în Afganistan, în provincia Zabul. În cadrul misiunii ISAF 3, militarii din Predeal execută operațiuni complexe care asigură libertatea de mișcare pe autostrada 1, precum și securitatea părții de sud. Această misiune se numără printre cele mai importante executate în ultimii ani de către militarii batalionului. Suntem aici în Afganistan, la Zabul, cu batalionul 21 vânător de munte și cred că facem o treabă excelentă. Din 1940, anul înființării batalionului 21 vânător de munte, batalionul a câștigat un mare renume în armata română, fiind considerat pe drept cuvânt vârful de lanț al vânătorilor de munte și una dintre cele mai apreciate unități din armata română. Fie ploi din soare, noi mergem voioși, drumul, drumul, hovava de drum bun brav român, cu sacul legat în spate, cu armele mâini. Călit în războaie, dislocat și redislocat în diferite garnizoane din România, redenumit, desfințat și mai apoi reînființat, batalionul 21 vânător de munte a cunoscut o istorie zbuciumată care, într-un final fericit, l-a propulsat în topul unităților de elită din România. S-a înființat ca unitate operativă la 31 ianuarie 1940 în orașul Baia Sprie din județul Maramureș. Alături de Divizia 3 Munte, Batalionul 21 participă la lupte grele în teatrele de operații din Caucaz și Crimea, timp de 2 ani, între 1942-1944, apoi în acțiunile de luptă de pe teritoriul Ungariei, în lunile octombrie și decembrie 1944, și de pe teritoriul Cehoslovaciei, în anul 1945. Pe toată perioada războiului, batalionul a parcurs în marș 7.000 de kilometri și a pierdut 2.500 de militari, adică dublul efectivelor cu care intrase în luptă. În 1961, batalionul este desfințat. Dar nici această situație nu avea să dureze prea mult, pentru că rezultatul desfințării vânătorilor de munte era rămânerea Carpaților fără apărare. Astfel că, în 1964, se decide reînființarea batalionului cu dislocare în nordul țării, la Rădăuți. Poziționarea batalionului, acolo unde se găsește și astăzi, adică pe Valea Râșnoavei, în orașul Predeal, a avut loc începând cu data de 1 ianuarie 1965. Odată cu aderarea României la NATO, în aprilie 2004, batalionul a început procesul de operaționalizare, iar în noiembrie 2005 a fost certificat ca structură operaționalizată. Astfel, aliniat la standarde NATO, i-au revenit misiuni interne și internaționale, printre care participarea la misiunea UNAMI, din Teatrul de Operații Irak, cu câte o companie, participarea la exerciții și activități de instruire în comun, în țară și în străinătate, cu militarea armatelor Statelor Unite, Marii Britanii, Greciei, Olandei, Turciei, Italiei. În anul 2007, Batalionul 21 Vânător de Munte primește denumirea General Leonard Mociulski în memoria comandantului Diviziei 3 Munte din perioada 1942-1945, care se adresa militarilor cu apelativul Vulturii mei. În Afganistan, și-au lăsat tribut pentru securitatea internațională doi camarazi, care acum îi privesc din ceruri. Chiar dacă prețul pentru libertate și democrație este uneori prea mare, vânătorii de munte și-au făcut pe deplin datoria, ajutându-i pe semenii lor de pe tărâmuri orientale să aibă un trai mai bun. Batalionul 21 Vânător de Munte este și va rămâne o combinație fascinantă între legendă, istorie și profesionalism, izvorâte din ani întregi de tradiții, sacrificii și din sentimentul misiunii îndeplinite, oriunde țara îi va fi solicitată.
Consider că este din nou timpul batalionului 21 vânători de munte să-și recapete momentele de glorie.